Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Aproape 9 milioane de lei urmează să fie alocați din bugetul de stat pentru organizarea și desfășurarea referendumului local cu privire la revocarea primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, programat la 19 noiembrie. Decizia a fost adoptată de Comisia Electorală Centrală. 9 milioane de lei. Vă închipuiți ce sumă este aceasta? Din acești bani s-ar putea investi în drumuri, școli, grădinițe, spitale și multe altele. Citisem undeva zilele acestea că o dedacă în grădiniță primește 1.000-1.500 de lei. Nu mai vorbesc de sate, unde la capitolul salarii oamenii stau și mai prost. Cum pot trăi acești oameni cu 1.000 de lei? În schimb, socialiștii sunt dispuși să arunce pe geam 9 milioane de lei pentru acest referendum. Și cu siguranță acest referendum se va remarca prin insuficiență de oameni sau prin eșec pentru socialiști. Și apoi ne vom întreba, s-a meritat să sacrificăm o astfel de sumă de bani în loc să o investim în educație, cultură sau infrastructură? Eu cred că nu. Mai mult, Consiliul Municipal Chișinău și-a amânat astăzi iarăși ședința. Asta după ce consilierii socialiști au cerut ca întrunirea de astăzi să fie încheiată și toate proiectele rămase pe ordinea de zi să fie trimise la reexaminare, iar marți să se întrunească din nou. Propunerea nu a fost susținută de ceilalți consilieri, iar fracțiunea PSRM a părăsit sala. Astfel, în loc să se preocupe de problemele chișinăuienilor, unii aleși locali se întrec care mai de care la show-uri politice. Între timp, liberalii susțin că vor boicota plebiscitul din 19 noiembrie și îndeamnă locuitorii capitalei să nu participe la vot pentru a nu asigura prezența necesară la vot, ce constituie o treime din alegători. Dincolo de intrigile din politica din Basarabia, identitatea națională a românilor din Ucraina este grav amenințată. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promulgat controversata legea educației care a fost adoptată de Rada Supremă de la Kiev în 5 septembrie și care restricționează predarea în limba minorităților naționale. Datele Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina arată că în prezent în această țară locuiesc peste 400.000 de etnici români. Șeful statului ucrainean a declarat că noua lege sporește rolul utilizării limbii ucrainene în procesul de învățământ. E grav ceea ce se întâmplă în Ucraina și, din păcate, am remarcat o reacție mult prea întârziată a autorităților atât din București cât și din Chișinău, pentru că în Republica Moldova funcționează tocmai 5 școli cu predare în limba ucraineană, iar drepturile minorităților naționale sunt respectate. Din păcate, observăm că statul vecin nu dă dovadă de o atitudine reciprocă în acest sens. Pentru că, dincolo de politică, intrigi, decizii, ce avem noi mai de preț este identitatea națională. Și dacă rămânem fără ea, munca strămoșilor noștri va fi în zadar. Cred că nu este târziu să facem presiuni pentru ca școlile românești din Ucraina să nu fie închise, iar etnicii români de acolo să beneficieze de toate drepturile lor. Doamnelor și domnilor, sunt Corina Bezer și în numele echipei Noroc TV vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei să dezbatem împreună cele mai importante subiecte ale momentului. Până atunci, nu ezitați să ne urmăriți și online și să dați like paginii noastre de Facebook cu aceeași denumire. O seară frumoasă vă doresc, toate cele bune!